Cine ești? Salut, mă numesc Andrei Nicolae și sunt solist balet. Andrei Petre, tenor. Ce faci la opera comică pentru copii? Balet, sunt solist. M-ați putut vedea în Gamacho, în Don Quixote și în Fata Babi, Fata Moșului, fiind chiar Fata Babi. Sunt Caramelo din O Noapte la Veneția, sunt Bastien din Bastien și Bastiene și voi fi Ionică din Motanul Încălțat în stagiunea ce urmează și cam atât. Care este cea mai ciudată întâmplare prin care ai trecut? Aș putea spune că am fost confundat cu un hoț de bijuterii în altă țară și au fost luat pe sus de foarte mulți oameni mascați, eu fiind un simplu balerin care avea în ghiozdan echipamentul de balet, care a fost împrăștiat pe toată strada. Ar fi una dintre ele. Cea mai ciudată întâmplare prin care am trecut? Eram într-un spectacol, My Fair Lady, și dansam și eram cu spatele spre public și la o mișcare mai bruscă mi s-au rupt pantalonii și a fost un pic ciudat. La școală, materia care ți-a dat bătăi de cap a fost... Matematică. Oh, yeah, yeah, matematică. Yeah. Dacă te-ai putea întâlni pe tine de acum 10 ani, ce ți-ai spune? Mi-aș da niște sfaturi îndrumătoare în ceea ce privește cariera. Ce rost are, mă, ce rost are, mă, băiat. Nu mai mânca atât de mult. Montan rus sau carusel? Montan rus. Carusel. Personajul preferat? Să zicem Wolverine. Ducele de Mantova. Vezi filme acasă sau la cinema? Și acasă și la cinema. Nu contează. La cinema. Cea mai bună investiție pe care ai făcut-o până acum este... Mașina. Da, nu știu. Da. Cred că timpul alocat studiului. Ce sunt copiii? Copiii sunt versiunile noastre pure și naive. Niște creaturi micuțe și drăgălașe care sunt foarte sincere și din punctul meu de vedere sunt cel mai greu public de satisfăcut. Fiindcă sunt foarte sinceri și când nu le place ceva, nu e bine. Ce îți pui când te întâlnești în oglindă? Salut, ce bine arăți! Mai slăbește! Primul crush? Aveam 14 ani. Say what? Dar nu i-aș da numele, că e colegă cu mine. Era în liceu și era banal. Eroul tău? Președintele României. Nu știu dacă am un erou. Cea mai plictisitoare activitate din lume este... Statul degeaba. Ce nu mănânci niciodată? Mici. Eu mănânc totul, nu știu dacă se vede. Nu știu dacă e ceva ce nu mănânc. Un mesaj pentru colegul tău de ecran. Salut, ce faci? Salut. Un mesaj pentru publicul operei comice pentru copii. Salut, vă pup și vă așteptăm la opera comică pentru copii să ne vedeți spectacolele. Provocarea ta. O săritură pe loc cu o tavă cu două pahare pline cu apă.